În județul Gorj, spre deosebire de alte județe, agricultura încă nu are de suferit de pe urma secetei. Ploile din weekend au ajutat la refacerea nevoii de apă din sol. Nevoia de apă în sol a fost și mai este. Au plouat în ultimele 48 de ore între 12,5 litri până la 25,5 litri pe metru pătrat. S-a refăcut în proporție de 30-40% rezerva de apă din sol. Plantele nu erau într-o stare avansată de uscare, pentru că în zona noastră nu a fost temperatură așa de ridicată. Specialiștii susțin că, deși puțină, ploaia a fost bună pentru că a ajutat culturile semănate în toamnă. Pentru că a venit ploaia la timp. Dacă mai dura 2 săptămâni, se ceta chiar să uscau culturile de toamnă. Și cele de primăvară nu aveau un procent ochi în cărătărie. Meteorologii afirmă că în perioada următoare vor fi mai multe zile ploioase, dar cu temperaturi normale pentru această perioadă a anului.